Ministrul de Finanțe al Franței în perioada 1661-1683 a devenit celebru pentru dorința sa de a face ordine în domeniul financiar și monetar. Pe plan intern a practicat intervenția masivă a statului pentru a edifica și întări industria. A stabilit raportul argint-aur la 15-1 și a trecut corporațiile și fabricile în subordinea regelui. Pe plan extern a impus restrângerea importurilor și stimularea exporturilor. Filozoful englez considera că toate cunoștințele provin din experiența senzorială. Celebrei sale ziceri, conform căreia în intelect nu există nimic fără să fi fost înainte în simțuri, i s-a răspuns mai târziu prin completarea în afară de intelectul însuși. A făcut parte dintre fericiții artiști care s-au bucurat de recunoaștere și onoruri încă din timpul vieții. În timpul lui Napoleon al III-lea a fost recunoscut drept pictor oficial al curții. Ca rector al Universității Ieșene timp de 18 ani, a reușit finalizarea construcției sediului din Copou, inaugurat de regele Carol I în toamna anului 1898. Apoi, matematicianul s-a retras din funcție pentru a deveni decan al Facultății de Științe. Institutul American de Film a clasat-o pe locul al patrulea în clasamentul celor mai mari staruri feminine de film. Suedeza a murit în chiar ziua în care împlinea 67 de ani în urma unui cancer la sân. Intrarea trupelor naziste în Praga în 1938 a condus la prima separare a Cehiei de Slovacia, aceasta din urmă acceptând puterea germană, până în 1944, când a izbucnit insurecția națională slovacă. Deși înnebușită, momentul 29 august 1944 este considerat a fi cel mai important din istoria recentă a țării. În Bucureștiul ocupat de sovietici, cupletele lui Tănase nu erau agreate de autorități. Rău era cu Derdi Das, dar e mai rău cu Davai Ceas, de la Nistru până la Don, Davai Ceas, Davai Palton, Davai Ceas, Davai Moșie, Harașo, Tovărășie. Zvonurile spun că a fost ucis de ocupanții ruși. Ornitologul Bănățean ne-a lăsat o monumentală monografie despre păsările din România și o impresionantă colecție de păsări împăiate aflată la Muzeul Banatului din Timișoara. A devenit regele muzicii pop în anii 80 datorită a 5 albume, cele mai bine vândute din întreaga lume. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.